O doamna Nicolau, când ai venit la Berlin? Am ajuns joi seara. Da? Și acum ce faci? Te-am prins la o altă coadă. Eu exact, stau la coada, da, la scurtmetraje. Și ce program ai? E de foarte încărcat, da? La programul de la Talent Campus. Da, practic noi de pe la 9 dimineața și până la 6 seara avem tot felul de activități programate. Unele sunt ca să ne cunoaștem între noi, ceea ce înseamnă regizor cu monteur, cu producători, cu distribuitori. Și altele sunt workshop-uri sau masterclass-uri care sunt deschise și pentru publicul general și care sunt foarte interesante. De exemplu, luni aș vrea să merg la Werner Herzog. Trebuie să fie foarte tare și o să mă setez de dimineață să mă duc iau bilet. E coada aceea lungă pe care am văzut-o, o văd în fiecare dimineață, merg spre Berlin, Alemana. Da, 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 da. Pe Keanu Reeves l-ai întâlnit? Nu. E tot cu coadă și la e ea? E tot cu coadă, dar l-am ales pe Werner Herzog. Câte zile rămâi la Berlin? Păi se termină Talent Campus-ul pe 16 și eu mai stau până sâmbătă. Da. Ce vrei să mai faci în mod special? Să văd cât mai multe filme. După ce se termină Talent Campus, o să mai am 2 zile în care pot să mai văd filme și aș vrea să văd ceva și din lungmetraje. Eventual filmul lui Stephen Dalgy, mi-ar plăcea foarte mult să-l văd. Și nu pierzi nimica dacă nu vrei. Nu? Cu ce te ajută Talent Campus? Ca și regizoare, pardon de expresie. Păi, în primul rând, cu contacte. Asta e cel mai important. Eu îmi caut deoparte colegi cu care să fac filmul în sens de echipă, adică un DOP mi-ar plăcea și poate cineva pe sound design din afară. Și apoi e foarte important pentru un proiect mai mare, mă rog, care e, cum să spun, e în plan pentru anii următori, așa de vreo 2 ani, să am un producător străin, un co-producător străin. Mult succes!